Salutare nocivanilor și pandalinilor! Salutare, salutare! Bine v-am găsit la un episod mirobolant, suntem aici și acum pandalinul șef care ce are în mână? Ia explică-ne! Am hartă și de fapt mai am în inventar încă una! Ia dă și mie una! Da, stai așa că sunt pe F5, F1, asta e harta, bine! Frate, ia să țin și eu în mână, să vezi și tu! Bun, deci ideea e că pe episodul anterior am fost în aventura aia lungă și nesfârșită și am găsit hărțile astea. Hărțile comorilor. Uite mă la el, mă. Ia stai, de fapt, ia stai așa să facem o poză de thumbnail, frate. Ia uite așa, ia. Uite așa. E fain că avem două hărți. Stai așa. Unde în zoom? Aolo, prea, nu. Ia uite-te în sus, așa ceva, așa. Așa, așa. Și bine? Doi, da, gata, frate, gata. Forță! Am poză de thumbnail. Ok, și eu am acum. Gata, frate. Bun. Ne căutăm. Deci avem mâncare la noi, ai deja? Ai mâncare? Hai că am mâncare, dacă e, hai să o prăjim. Eu am mâncare. Păi și eu am, dar neprăjită. Da, bun, și între timp nu uitați de un like, un share, un subscribe atât la mine cât și la Ovidiu. Îl aveți acolo în descriere. Dacă nu, căutați-l pe YouTube Ovidiu700. Dați acolo un mare like la Pandalin. Și pe Facebook Ovidiu700. Pe Facebook Ovidiu700, un like acolo în toate cele. Instagramurile nociv.insta și Ovidiu.700. Și dacă mai vreți episoade de genul cu SMP alături de Pandalin, știți ce trebuie să faceți. Vor, mă, cum să nu, că ultimul episod a fost mai susținut decât niciodată la mine. Deci forță Pandalinu. Și de susținerea blană de panda, de raton. Bine, no. Și ne și îmbogățim, suntem niște pirați, voi, pe episodul ăsta. Bă, o să mergem, să ții barcă, că o să mergem foarte departe pe apă. Fii atent, am o idee. Nu, că nu știu după ce mergem prima oară. Hai la mine aici. Facem o chestie, facem un concurs, fii atent. Deci, ambele hărți sunt... Stai un pic aici, fii atent, că am o idee, mă, eu sunt cu ideile, cu astea. Dă-mi e harta. Mamă, vrea să-i dau unica mea hartă. Așa. Ce faci, mă? Iată, ascultă la mine, măi, că sunt un profesionist. Unde te cocoțezi, cum se zice? Și fii atent. Da, bun, hai cu mine. Hărțile sunt acolo. Ascultă-mă, hai aici. Doamne, iartă, m-am pus hărțile sus. Fii atent aici, că-s nebun. Poate dispar. Pornim de la cruce și facem în felul următor. Dăm startul de aici, 3, 2, 1 și stai să mănânc. Și cine ajunge să ia hărțile amândouă, el decide ce hartă folosim, pentru că sunt două, nu știm după ce comoară mergem prima oară. Și ăla o să fie șeful comorii, da? Ăla o să fie șeful... aventurii. Șeful șefilor. No, hai, ești gata? Bă, bun, stai să-mi iau mâncarea, bă! Doar n-am pus-o și după aia ce fac? Hai că poate dispar naiba comorile. Gata, frate, am comoara. Mâncarea, mâncarea. Comoara, ia, hai. Uite aici pe cruce, nu? Hai. Da, ești gata? Da. Dar stai când trebuie și mie niște blocuri în mână, perfect. 2, 3 și... Hâț! Aolo, am uitat să sar! Nu știu în ce joc mă credeam. Le-ai luat pe amândouă. Da. Eu? Da, eu le-am luat. Le-ai luat de vreme, că s-a auzit sunetul ăla când erai, cred că pe la al doilea bloc, nu știu. Păi da, dar am pus blocul cu o mini... Cu noroc de ai sărit, de te-ai le-ai lovit cumva, hai să dormim. Da. Forță! Dar ar fi o problemă, sper că știi cum mergem după ele, nu? Păi lasă-mă că eu decid ce care dintre ele, pot să-ți dau... Aoleu, te spun că acasă la mine. Doamne. Eu decid pe care o folosim, dar pot să-ți dau ție, de exemplu, să ne ghidezi tu. Bine, ca să navigăm împreună. Poate nu știi cum să navigăm. Păi fii atent. Eu sunt patronul, șeful, dar tu ești responsabilul cu harta. Eu sunt șeful mai mic. E șeful șefilor. Ce scrie aici nociv pe chat? Codatul, hackerul, cheaterul, spandalinul. Mamă. Gata, frate, m-am trezit. Ia stai, bă, că eu tot vreau să pun niște muzică pe fundal așa. Să ții bărcuța la tine neapărat. Și haide, frate. Am 25 de bucăți de asta, de carne de porc. Sper că nu e infestată. Aolo. Să nu-mi dai mie dacă e infestată, că bă... Chiar cu pestă porcină, cu de-aia, cu pestă porcină, gripa aviară la porci. Hai să vedem, stai să mă gândesc care. Uite, asta mi se pare mai aproape, ți-o dau pe asta. Cred că e fixa ta, pe care o aveai tu.
Așa. La bun, și acum... se pare mai aproape că am fost noi aproape de ea. Aaa, da, bă. Am distanțat iară. Da, bă. No, hai să vedem. Trebuie să mergem în sud. În sud? Unde-i sudul, frate? Ești tot de unde îți dai seama care-i sudul? Uite, încolo e sudul, frate. Hai, de după mine! Dar tu de unde știi unde-i sudul? De pe F3 ai punctele cardinale. Aaa, păi tu ești... ești mare din ăsta, mă, explorator. Da, frate, eu sunt navigator, dar tu ce crezi? M-am jucat Thief Simulator, eram pirat. Vezi că eu am de asta cu mine, bă. Am pus aici. Ăla e malefic. Cred că o să avem ceva de mers destul de mult. Aolo, gândește-te că pe episodul anterior ne-am plimbat 40 de minute, cred că. Da, da, pe episodul anterior ne-am plimbat și haotic, da. Acum mergem direct. Da, ne-am împărtit mult în cer, deci cred că în 10-15 minute o să găsim comoara după calcul. Locul unde ar trebui să fie comoara. A, bine, da, sper că găsim și comoara. Stai liniștit că asta totodată, asta căutam și o jumătate de oră odată după comoara, deci... Nu, lasă tu aia, dar eu am pățit de... m-am mofticat că nu găseam comoara, m-am pus pe creative și am spart-o din greșeală. Aolo, forță! De fiecare dată pe live. Și după ce că m-am enervat că nu găsisem comoara, am mai și pierdut-o. Îți dai seama și n-am apucat nici să văd ce e în ea. Măcar dacă vedeai, ce știi ce erau acolo? 300 de diamante! Bă, deja ne apropiem, bă, e foarte aproape, ce naibă? Da? Da. Ia să văd și eu. Cu mine sau ai și tu barcă? Eu n-am, frate, eu, tu ești ăsta, vâslașul. Dă și mie o de-asta, o vâslă. Ce? Păi cum să-ți dau, frate, vâslă? Păi dă și mie, să dau și eu din una. Hai, din voi, nu fi singur tu ăsta. Hai, mă, dă și ia, mie. Ia, frate, dă din vâslă. Așa. Bă, unde-i bine. Barcă? Ok, nu, haide. Tot, stai că te coordonez eu. Vezi că din stânga dau eu, din dreapta dai tu, da? Stop. Bun, stop. Stai, ce aici? Stai, să vedem. Nord, sud, est. Trebuie să mergem în est acum. Pe stânga. Aolo, te-ai dus stânga. E bine? Mai dreapta un pic. E bine? Așa, așa e bine, e bine. Forță! Frate, navigăm! Și suntem aproape? Spre est, nu știu. Ce fac aici? Mai e ceva de mai e destul de mult. Fă un pic stânga, așa, bun, bun, bun. Profesionist! Așa, încă un picuț stânga mai fă. A, tot stânga? Așa, așa, ceva de genul ăsta. Bine! Mă, ne percepem, da, deci în față mergi perfect acum. Dar avem ceva de mers, că încă nu a apărut punctul ăla mai mare. Mie tot nu mi se încarcă textura ca lumea, mă disperă. Da, nici mie, văd așa un pic de apiță și gata. Dar nici nu măcar frate, pe fundul oceanului nu văd prea bine, văd așa puțin, numai știu, în apropiere. Nu avem noi setările bune, nu știu, cred că nu. Uite și până acum cum au mers cu setările astea? Păi, nu știu, cred că nu știu. Dubios rău. Bă, da, suntem departe rău, bă. Hai, mă, că vâslesc acum. Bagă și tu, dă-i și tu din vâsla aia. Ce faci? Stai degeaba. Păi dau, frate, cum să nu dau? Așa, dă-i și tu. Glumesc, de fapt, îl las pe el să dea. Da, te-am auzit, bă. Știu, bă. Îs lângă tine, îs la un milimetru în fața ta. Practic, tu stai cu picioarele în mine, nu vezi? Dă-ți, bă, piciorul din coastele mele. Gata, frate. Bă, nu pot să mănc. A, bă, da, se lag. Mergem bine? Da, mă, mergem bine. A, s-o salvați, mă, deci de asta ce avem aici? Ce ai găsit, frate, că eu nu văd nimic de căpățâna ta. Opa, bă! Mamă, ce fain. Sunt un adevărat aventurier. Barca o să o iau eu, că cine știe. Opa. Că pierdem. Am găsit mulți de ăștia infestați. Ia-i, frate, că-i mâncăm. Încă o harta Comorii, nu pot să cred. Perfect. Păi în funcție de cum... Ia să vedem dacă-s la fel. Cred că avem 3 comori diferite, nu pot să cred. 3 emeralde. Ia fii atent, zi și tu. Ce mă, mai erau o cutie? Da, sunt 3. Da. Unde ești marinarule, matelotule, uite aici, ia-le pe amândouă și zi și tu. Cred că sunt toate diferite. Hai să vedem, frate, avem hărți diferite? Eu așa zic că toate 3 sunt diferite. 1, 2, 1, 2, 3. Da, frate, sunt diferite. Bine! Dar oricum nu le căutăm pe toate 3. Poate chiar numai una căutăm astăzi. Poate le găsim super repede. Da, dacă ne ia mult la... Dacă ajunge la 20-30 de minute de episod. Da. Bă, asta pe care... Nu, de fapt, nu știu care... Dar suntem foarte aproape de alta. Mergem la aia? Hai să mergem la aia, da. Ne-am apropiat de și facem un concurs, să vedem cine găsește primul comoară. Dacă sunt 3, concursul poate să fie pe mai multe episoade eventual.
și să vedem cine găsește două din trei. Numai să nu spargi, că dacă ai spart-o... Păi dar n-ai cum să spargi, mă, cu lopata. Bă, cine știe? N-ai cum, că nu se sparge. Și plus, plus și dacă o spargi, nu contează, că dacă o spargi fără să fii pe creative, îți dă. De fapt, da. Ce e înăuntru? Numai că dacă pe creative dispar, bă, și nici n-am apucat să văd ce era da, în el. Asta bă. E trist. Foarte trist. Ok, deci aici trebuie să-mi luăm est. Adică încolo, frate. Ce vă slăște ofițial. Gata, frate, încolo mergem. Are! Dar nu văd niciun uscat, să nu-mi spui că e pe aici pe apă. Uai, am mai pățit. Să fie pe uscat. Dar nu-i nimic, că dacă e pe apă, săpăm până acolo și ne punem deasupra noastră și pe aia putem săpa fără apă. Trebuie să dăm, frate, de niște uscat. Da, uite, pe aici. Foarte aproape, foarte aproape. Undeva aici, în față, pe asta, cred că. Ia. Yeah. Da, să trebuie să văd și eu exact unde e, să vedem amândoi și după aia începem. Se cam blochează, nu știu de ce. Nu știu, la mine nu. Bă, dar mai e ceva, bă. M-auzi, frate? Da, bă. Gata, mă. Dar nu se blochează vocea, se blochează Minecraft-ul. Ah, păi nu, aia nu e de la mine, nu știu. Păi știu. Nu știu, cred că nu știu. Aici, frate, am ajuns. Ia, dă-mi și mie să văd. Stai, care era? Stai să văd exact. După calculele mele, aici. Ia-o. Băi și... A, tot ai luat-o. Bă, șarlatanule, ia, totul. Frate, bă, pe mie bă șarlatanule, vine comoara la tine. Calculele mele aici ar fi. Da. Perfect. No, bine, nu n-o să folosească să nimeni. Mi-am pus-o în inventar, nu mă mai uit deloc la ea. Și în 3, 2, 1... Să înceapă nebunia! Uiu! Da, știi că eu am lopată de diamond. Ui, eu am găsit-o. Ce eu am găsit-o. Zici? Uite, eu am găsit-o. Am văzut asta, dar ce ziceai? Că eu am o lopată de diamant. Na, pe eu n-am, frate. Crist, opa, ui, uite ce e înăuntru, uite-te și tu. Dinamită să-ți explodă diamant, în casa. Inima oceanului. Dă mie gold-ul că și... Ia tu tot ce e, că eu n-am loc în inventar. Ma, păi aruncă și tu chestiile inutile. Păi nu te pot arunca pe tine. Găsit deja una? Ma. Ma. Mamă, că vin peste tine. Ma. Hai sus. Rectu. Care era aia altă către care mergeam? Nu cred că e asta, cred că e cealaltă. Get wrecked, son. Da, uite, spre asta mergeam, ok. Haide cu-n bărcuță. Haide cu-n baia. Să mergem în bărcuța mea. Nord. Bănuiesc că încolo e nordul. Ba nu. Zi și tu de asta un cântec din desene legat de barcă. Ce era? Da, nu știu, frate. A, era aia, mă, cu... Stai că vine imediat. Stai că vine. Cu ăștia, vine? Mă, cu Zack și Cody pe vas. Nu țin minte. Nu știu de ele. Orice bă. Furtună și... Nu, cum era, mă? Hai, bă. Bă, dar nu putem merge spre nord, că sunt toate nebunile. De fine, o cânt pe aia. Sunt 100 de zile, vacanța de vară, ce bine cu toți vom petrece. Nici problema da. Nu are, că nu mai știu versul. Că noi vom distra până trece. De pildă, rachete construim. Sau ne urcăm în turnul Eiffel. Sau construim ceva ce nu există. Sau mai maimuță dăm cu gel. Creăm microroboți. Sau creierul lui Frankenstein. Chiar ai, nu mai știu pana mea. Îți dau cu ou în cap, ți-am dat cu un nou în cap. Și o ieși vreo găină? Nu. No, păi atunci ai rosit un nou. Nu, no, poftim, că dăm... Și tu, aș putea spune că tu ai mirosit un nou. Ce glumă bună. Bă, dar trebuie să mergem... Tot pe apă, cred că trebuie să mergem. E mai da, bă, e minunatele peripeții ale lui Flapjack. Da, bă... Desenele alea se potrivesc perfect. Da. Exact asta facem și noi, pentru cine știe. Uai, ce dormi acum, da, bă. Tu barcă. Oh, nicio furtună, oh, nu ne face vreun rău. Viața e... Nu știu despre tine, dar... Cum era? Hai viața e fericit. Ce e asta? O barcă, dar nu mai am barcă. O barcă, dar nu mai am barcă. Încă o comoară. E la tine, bă, bărcuța? Da. Încă o comoară, bă. Unde te-ai dus? Bă, aruncă, eu trebuie să arunc comoara asta pe care am găsit-o deja. Eu stau aici, sub apă. La ușa acolo? Da. Gata, am explorat eu cu fărul de sus, tot așa, nimic, numai niște iron. La asta suntem aproape, bă, la comoara asta. Cred că la asta și mergem. Ține morcoviorii, că ne putem face plantație.
Cartofi. Cartofi. Un bambus. Oh, nicio furtună, oh, nu ne face vreun rău. Barca, unde viața e dulce pe punte mereu. Ce, mă? Când ai ajuns, bă, acolo, ce faci acolo? Mănânc. Doamne. Oh, nicio furtună, oh, nu ne face vreun rău. Stai că nu viața e dulce pe punte mereu. Ce naiba era ăla, stai? Oh, oh. Ia uite, bă, ăsta e de ăsta, doar tu scat. Ia. Uite-mă de aici. Și ăla e doar normal. Du-te, amu, că-l bag în apă. Nu, du-te, amu. Bă, da, ai ajuns, ai intrat, gata, frate. Bă, viță, deci, bă. În est, zi, mă. Oh, nicio furtună, oh, asta nu știu de unde o cânti. Da, da. Ce fain se aude, auzi. Oh, nicio furtună, oh, nu ne face vreun rău. Viața e dulce pe punte mereu. Aaa, încet mi-amintesc și eu, bă. Zec și Cody, da, ăstea era mai mari noi deja. Zec și Cody nu mai sunt în hotel, ci sunt pe vas. Da, știu tot, boss. Știu mai multe decât tine, stai tu liniștit. Eu mă uit la desene și acum, bă. Bă, și aici era, stai barcă. Unde, mă? Uite. Cum au văzut-o în Ocivano? Mai găsim o comoară și după aia facem eventual alte episod cu celelalte două. Păi nu, că s-ar putea să fie aceeași asta. Bă, dar cum intri în barcă? Ce naibă? Dubioasă, rău. A, nu poți să intri nici tu. Adică face el drumul. Sapă, bă, mai cu talent. Sapă, sapă. O sapă, două sape, trei sape, patru sape, cinci sape, șase sape, șapte sape, șapte sape, iară lapis și... Doamne, tot același lucru. Lapis, iron și emerald, eventual. Du-te, bă, să ies! Aolo, că mor aici! Ajută! Nu poate să iasă! Ai mai găsit ceva? Nu. Facem cu turele. Numai una era, oare? Viața-i dulce pe punte mereu. Bă, că se putea intra pe aici. În fine, nu contează, hai să continuăm. Zi serios că ai găsit altă ieșire. Când ți-am închis și eu aia, ca să nu mai poți ieși. Da. Șobolan. Aventura, strigați, ura. Oh, aventura, oh, strigați, suntem ura. Suntem foarte aproape, cred, mi se pare mie, sau? Ba, de fapt nu cred, că încă nu e punctul mare, bă. Nu mi se pare. Un S și un pic de sud. Și eu m-am uitat la Zec și Cody. Dar cine nu s-a uitat, bă? Îți dai seama, eu acum mă uit la, adică cel puțin m-am uitat la, la ăsta măi, la Riverdale, nu. Unde mă apare, mă? Ba da, mă. Ba da, în Riverdale, așa, apare Cody sau Zec. Care e, mă, dintre ei, mă, nu mai știu. În fine, unul dintre ei apare în Riverdale. E actor principal acolo. Nu știu de astea, frate. Îl cheamă Jughead. Dar la desene mă uit. Dar să vezi că s-a schimbat acum, nu mai blond, nu mai are nicio legătură. Păi îți dai seama, au crescut și el, acum nu mai e copil. Ați de seama ce bine le-a mers în perioada aia, mă? No, bine. Bine, păi, și acum. S-a făcut toată viața prin serialul ăla. Da. Uite un paia angân. Uite, bă, că vine peste noi. Bă, când eu îi dau una după cap. Credeam că ai plecat de pe barcă. Bă, dar cât de departe poate fi, mă? Păi nu știu. Dar nu mă las, pe episodul ăsta găsim comoara asta, că am căutat-o prea mult. Da, două comori găsim pe episodul ăsta. Da. Să vedem, că e 1-0 la comori. Ha, spirat mai bun. Bă, copile. Ratonule, adică scuze, am uitat că ești un raton. Ratoane. Ești un raton sau un copil adevărat? Nici una, nici alta. Dar ce ești? Sunt un piton. Doamne, nu ce pitonul. Pitonul ratonul. Bă, dar nu mai vreau. Nevăstui ca roc ai prins, vai cât îmi plăceau. Nevăstui ca roc. Mamă, ce îmi plăceau. Nevăstui ca roc, auzi, vai, de unde a venit numele ăsta, n-am nicio idee. De ce nevăstui ca? Iar îmi plăceau alea, mă, cum îi zice, mă, cu... ăla, de era cu, zicea, Cojo, zice, ferește-te! Da, 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 Zic și, nu. Zic și Luther. Zic și Luther, așa.
Ferește-te! Era o fază la un moment dat, chiar mi-a zis, chiar mi-a zis-o la Vinia și mi-o aminteam și eu din desen, din serial, când Luther, sau care era ăla mai blond așa prost? Mai... Da, Luther. Da, era în chiloți și zicea, mamă, mă duc până în America sau nu știu ceva în stilul ăsta și era în chiloți. Zicea, unde te duci, mă duc până în America? Te anunț că suntem foarte aproape aici, undeva va fi. Tinerii Titania, ai prins să ia ăla vechi, ăla vechi, bară. Sincer, ăstea noi sunt de 10.000 de ori mai faine. Mie îmi plăcea mai mult ălea vechi. Mamă, cât de faine. Ăstea noi au umorul ăsta din 2019, super tare. Și s-a animate frumos, nu s-a așa serioase. Eu chiar mă uit în prezent la Tinerii Titania, mi se pare unele dintre cele mai tari. Îs faine, nu zic, nu, dar eu sunt mai așa, mai de modă veche, nu știu de ce. Aici ar trebui să fie. Unde-i frate? Uite acolo încă... Știi ce iară foarte bine făcut? SpongeBob. Aolo. Cu părere de rău te anunț că e în mijlocul apei. Bă. Îți place SpongeBob? Da, să știi că da. Sunt bine făcute. Ținând cont... M-am blocat. Nu mă uit, sincer, dar... Distruge barca, te rog că m-am blocat. Eu nu mă uit la desene deloc. Dar... Nu mă uit pentru că nu prea am timp, că sunt ok. Bă, deci, dar de ce te-ai apucat, bă, de săpat? Ah, scuze. Exact acolo unde e săpat ar fi, da, deci suntem pe punct, pe X. No, hai de aici. A 3, a 2, a 1. Bă, ce faci, mă, de ce bași capul? De ce bași capul? Că n-ați dat și... Hai, mă. Bă, și volanule. 3, 2, 1 și... Măi, mă, că a venit înainte, mi-am... Bă, lasă-mă în pace, bă, ce naiba, bă! What? Da. Nu știu ce faci tu, dar eu o să plec de. De ce? Pentru că mori. Păi cum, mă, că aici poți să stai? Pe cum? Pe aici, jos. Eu n-am putut. Bă, mă, uite aici. Bă, eu am fost... Aaaa, ce tare. Arată foarte tare zona asta. Da, cred că ne-am dus prea mult, nu știu ce să zic. Cred că e mai sus, numai... Aolo, am nisipul din lume. Cred că ne-am dus prea mult, nu prea puțin, nu știu. Nu știu, cred că nu știu. Dar e bine că putem să mergem. Da, putem să ne luăm oxigen. Da, și ar cam trebui. Vino la mine oxigen. Avem 300 de zahăr, oaie. Tu-ți dai seama? Vezi că mor. Știu. Mă venea să-mi fac o ușă, dar nu pot. Ți-ai și găsit. Da, mă, pot să respir, mă. Știu, mă, dar ce te faci, mă? Bă, tu mori, bă. A, am uitat. Doamne, iartă-mă, se sinucide. De față cu mine aici, bă, dar nu ți-ar fi un pic rușine? Hai, mă, lasă-mă un pic să ies de aici. Bă, da, eram pe X acolo, ceva nu se leagă. Nu știu care e buba. Cine-ai, bă, m-am pierdut, mai cred că o să mor. Doamne, dă și mie harta să văd unde e. Stai, că m-am dus și eu. Hai aici. Stai un pic. Deci X-ul este... stai. Aparent nu m-am dus eu bine. Bă, da, uite, aici e X-ul, mă, unde e cascada? Unde ești? Ia. Hai să mergem în jos. Dacă zici că e aici... Ia-o, în spatele tău. Deci cam pe aici, cam pe unde e cascada, n-ar fi X-ul. Da. Poftim. Bine pe acolo. Vezi că m-a aruncat în cascadă. Nu, în fine, lasă. Oricum nu ne mai trebuie. Când ne mai trebuie. Trebuie să fie prin zona asta, au lui oxigen. Dar cred că trebuie să fie prin nisip de obicei, nu? Păi, cam așa cred și eu, da. Dar nu mai e nisip. Dar și prin dar, nu știu, de fapt cred că e nisip. Așa ar fi logic. Aolo. Bă, dar scade foarte repede, bă. Aolo, a picat gravelul pe mine. Am văzut. Tot gravelul de lume, uai. Am luat harta, nu mai pot lua harta. Am luat. Ce naiba e pe aici, barosane? Dar nu știu unde poate fi boss. Ce naiba. Aolo, a venit și un monstru. Am găsit-o. Unde, mă? Aici, să vezi. Ia că vine un monstru. Uite-o. Stai că nu văd de tine, mă. În dreapta, unde, sus, mă? Sus. Stânga. Eu deschid. Hai că pot să deschid. Hai că... Aha, nu merge. Trebuie să spargi deasupra, nu?
Cum n-ai bani? Am deschis. Uhuu. Iar diamant l-am luat. TNT-urile am luat. Ia le tu toate. Mamă, deci cât este scorul? Are 2-0. Da, da, cine te-a bătut pe episodul anterior cu diamantele? Da, și asta e corect. O trebuie să-mi iau revanșa. Hai la suprafață, să închem acolo. Sunt deja. Uite ce frumos e afară, da. S-a făcut zi. Gata, frate, deci aparent 2-0, am găsit două comori în 25 de minute. E un pic cam mult, dar merge treaba. 3 diamante, 4 emeralde, 2 Heart of the Sea, încă 2 comori. Și cam atâta e important și 7 TNT-uri. Să se vadă cine e pe locul 1, mă, stai mă în loc. Uite-te că direct pe locul 0 te duc. Gata, am pământ cu tine. Uite acolo, văd o barcă. Să se vadă, bă, topul. Știi cum e, exact, stai puțin. Stai mă un pic. Dar să nu mai distrugi, ia, fii atent. Ia. Sunt atent. Așa. Și eu sunt pe 2 sau pe 3? Nu mă, că numai 2 locuri ies. Pune bă și pe 3, să fie acolo. Nu mă, că nu ești. Gata, frate, m-am pus pe locul meu. Gata. Mi-ai pus numele? A. Gata, bă. Locul 1, locul 2. Încheiem aici să nu mă mai fac de rușine. Vă mulțumim super mult pentru vizionare. Nu uitați de like, share, subscribe, follow și cam atâta. Mi-am luat rușine, recunosc. Dar am găsit diamante. Eu le țin țeapă, am fugit. Forță, vin și eu, salut! Pa, pa, salut! Toate cele bune!